Din acel moment, n-am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră. Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii noastre cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Iasmina Șipoș și am plăcerea să fiu gazda emisiunii de astăzi. Pornim pe un nou drum de aici din diaspora, pe care vrem să-l parcurgem împreună. Prin această emisiune vrem să scoatem în evidență întoarcerea la Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucrează miraculos în viața oamenilor care se încred în El și le poartă de grijă chiar dacă sunt departe de casă. Astăzi o am alături de mine pe invitata noastră, Tabita Bahier, o tânără de 23 de ani din localitatea Lovrin, județul Timiș, care de 6 ani locuiește în Verja. Tabita este o fată optimistă, plină de viață, deși ea stă într-un scaun cu rotile. Am invitat-o alături de mine pentru că are o poveste impresionantă care poate fi o încurajare pentru mulți. Tabita, bun venit la ediția de astăzi! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Povestește-ne câte ceva despre tine! Cum a fost familia ta în care ai crescut? Câți frați ai? M-am născut și am crescut într-o familie de creștini penticostali, împreună cu cei 3 frați ai mei. Tatăl meu a avut o firmă de mecanic auto, mami s-a ocupat mai mult de educația noastră. Am fost o familie fericită, cu bune, cu rele, ca pe pământ. Am fost și o familie încercată. Ne plăcu mult să călătorim împreună, să ne bucurăm de orice clipă frumoasă, dar asta a fost până în anul 1998, când eu aveam 6 ani. Ce s-a întâmplat atunci? Atunci s-a întâmplat ceva în viața mea care a dat totul peste cap. Dintr-o dată am început să mă simt foarte rău. Oboseam repede, nu aveam poftă de mâncare, aveam dureri în partea stângă. Până atunci am fost un copil perfect sănătos. La început credeam că mă doare inima. Am mers la medicul de familie, apoi părinții mei m-au dus la un consult medical la Timișoara. Medicii de acolo m-au internat de urgență în spital. După o serie de analize făcute acolo, s-a constatat că aș avea un chist între inimă și plămâni și nevoie de operație. Urma să mă operez în acea zi, dar anestezistul, când a văzut diagnosticul, a vrut să mai facă încă o tomografie pentru a vedea mai clar ce este acolo. Care a fost rezultatul tomografului? Când a venit rezultatul, s-a constatat că nu este un chist între inimă și plămâni, ci este o tumoră. Când a văzut anestezistul rezultatul, și-a pus mâinile în cap și a spus încet: Doamne, îți mulțumesc că nu am operat-o, pentru că ar fi rămas pe masa de operație. După cei 3 băieți, probabil părinții tăi și-au dorit mult o fată. Ce au simțit ei în momentul acela? Părinții mei nu știau prea multe despre acest diagnostic. Erau foarte speriați. Eram în spital și aveam dureri groaznice. Erau nopți la rând când mami mă plimba în brațe pe holul spitalului, plângând și implorându-L pe Dumnezeu să rezolve această problemă. Mi-amintesc într-o seară când mami o plimba în brațe pe hol, au venit la noi 2 părinți cu lacrimi în ochi și mi-au dăruit un ursuleț. Mi-a spus că acel ursuleț era al fiului lor, Fabian, care cu puțin timp în urmă murise de leucemie. A fost un șoc pentru mami să vadă cât de mult sufereau acei părinți pentru pierderea fiului lor și se gândea mereu că i-au mutat în cer și că el nu va îngădui să se întâmple la fel și cu mine. Zilele treceau, eu eram din ce în ce mai palidă, slăbisem foarte mult și nu aveam nicio putere. Nu mai puteam să merg sau să stau în picioare. Trecuse 2 săptămâni de când eram internată în acel spital. Părinții mei erau foarte îngrijorați și ar fi făcut orice pentru a mă salva. Într-o dimineață a venit la vizită medicul, s-a uitat peste fișa mea, apoi s-a uitat la mine, s-a întors cu spatele la mine și cu lacrimi în ochi au spus părinților mei: șansele de scăpare sunt de 1%. Poate o să trăiască 4 săptămâni. 2 de la mine, 2 de la Dumnezeu. Nu e ușor să primești o astfel de veste și să accepti ideea că în curând îți vei pierde copilul. Ce au putut să facă părinții tăi atunci? Tot ce au putut ei să facă atunci a fost să mă ia acasă din spital pe semnătură. Când medicul a întrebat ce vor să facă cu mine acasă, părinții mei au răspuns:
O luăm în speranța că Dumnezeu va face o minune. Noi nu putem face nimic, dar Dumnezeu poate. Iar dacă Dumnezeu va vrea să o ia dintre noi, vrem să petrecem ultimile zile împreună. Ce a urmat după ce ai plecat acasă din spital? Aveam dureri foarte mari. Luam calmante foarte tari, iar acestea nu-și mai făceau niciun efect. S-au rugat pentru mine mulți frați și surori și multe biserici. Eram mică și nu înțelegeam prea multe, dar îmi doream să pot să merg din nou și să mă simt din nou bine. Mă rugam ca un copil simplu și sincer. Doamne, știu că Tu poți, Te rog, vindecă-mă și ajută-mă să merg din nou. Credeam din toată inima că Dumnezeu mă va vindeca. Iar Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute. După 2 luni de zile, am avut un vis. Ce vis ai avut? Se făcea că era pe niște trepte și o femeie m-a chemat la ea. Era soția păstorului de la biserică unde mergeam împreună cu familia mea. Și am spus în vis, eu nu pot să merg. Iar ea mi-a spus, fă doar un pas. Am făcut un pas și am reușit. După ce am visat acest vis, m-am trezit. Era noapte, mami și cu tati erau lângă mine și m-au întrebat ce am visat, că vorbeam cu voce tare. Le-am povestit visul și m-am culcat înapoi. Dimineața când m-am trezit, eram singură în cameră, era în jurul orei 12. Mami era în bucătărie, tati era la biserică. M-am trezit cu acel vis în mintea mea și am încercat să mă ridic din pat, apoi să fac pași. Mergeam ca un copil când învață să meargă de prima dată. M-am ținut de pereți până am ajuns în curte. Mami s-a uitat la mine, nu-i venea să creadă că ieri eram pe moarte, azi mergeam pe picioare. Când am ajuns la poartă, a sosit și tati, îngândurat, cu capul în jos și fața tristă. Când a ridicat capul și m-a văzut, s-a uitat lung la mine. A ridicat capul spre cer, a împreunat mâinile și a spus, Doamne, toate le-am crezut, dar asta n-am mai crezut-o. A fost prima minune din viața mea. Cu adevărat, asta a fost o minune. Atunci când te rogi, Dumnezeu niciodată nu întârzie să răspundă la rugăciunile tale. Din acel moment, nu am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră. Viața mea a devenit normală. Eram un copil energic și plin de viață. Mergeam la grădiniță, mergeam cu bicicleta, săream, fugeam. A trecut timpul, am început școala și viața mea a continuat. În 2001, lucrurile aveau să iau o altă întorsătură. Ceva se întâmplase între părinții mei. Se certau des, erau tot mai distanți unul față de celălalt. Aveam deja 8 ani, aproape 9. Acest lucru m-a afectat mult. Eram tristă, aș fi vrut să pot face ceva, dar eram mult prea mică să înțeleg unele lucruri. Totul era ca un sfârșit de lume în mintea mea de copil. La puțin timp, tati a băgat divorțul. Acest lucru a fost un șoc pentru mami și foarte dificil pentru noi ca și copii, pentru că nu știam ce să alegem, cu cine să rămânem. Aș fi vrut să cred că e un vis urât din care mă voi trezi curând și totul va deveni la normal. Dar nu a fost așa. Într-o noapte trecuse de ora 11, tati a pregătit o mobilă și vrea să plece undeva cu ea. Eram cu mami când a ieșit din casă și am văzut mobila încărcată la el pe mașină. Mami l-a întrebat unde o duce și de aici a început să se certe. A fost o noapte groaznică pe care aș fi dorit să nu mi-o amintesc niciodată. Eram așa de speriată și nu-mi păsa deloc că e mobila din camera mea. Tot ce vroiam era să plece. El a plecat, dar pentru mine seara aceea a rămas un coșmar. De parcă n-a fost suficient tot prin ce a trecut mama ta. Ce a urmat în acea noapte? Mami era speriată. A rămas să sune la poliție și să îl denunțe că dusese bunurile din casă înainte de partaj, iar eu am mers la o vecină. M-am așezat pe pat și eram foarte speriată. Tremuram foarte tare și aveam frisoane. Într-un târziu am adormit. Dimineața următoare trebuia să merg la școală. Nu mai puteam să-mi țin bine echilibrul pe picioare.
Am mers la școală și mami m-a rugat să nu ies în pauză, ca să nu cad. Ziua următoare nu am mai putut să merg deloc. Nu m-am gândit nicio clipă că totul va fi ca și atunci când m-am îmbolnăvit. Dar a fost mult mai rău. Probabil, cu o noapte în urmă, ți sperea foarte tare și asta a declanșat boala ta. Au urmat câteva nopți de groază. Lângeam și țipam de dureri. Mami și Daniel, fratele meu cel mai mare, nu mai știau cum să mă liniștească. Calmantele nu aveau niciun efect. Când simțeam că nu mai pot de dureri, singurul lucru care mă liniștea puțin era să mă plimbe în brață prin toată casa și când nu mă mai plimbau, durerile apăreau din nou. Asta s-a întâmplat o perioadă de 2 săptămâni aproximativ. Apoi am început să am dureri din ce în ce mai suportabile. A venit ziua în care mami și tati trebuia să se prezinte la tribunal pentru divorț. Eu am rămas la o vecină. Au plecat împreună de acasă cu mașina lor. Am ieșit afară să-i îmbrățișez înainte să plece la tribunal și le-am rugat pe tati să nu se despartă de mami. Știam că mami nu vrea să se despartă. Credeam că rugămințile mele îl vor face să înțeleagă cât de multă nevoie aveam de amândoi. Dar nu a fost așa cum am crezut eu. Când mami era la proces, eu am rămas la o prietenă. Erau mai multe fete în cameră și dintr-o joacă mi-am pus piciorul după cap și am reușit să-l rup. Făceam mereu lucrul acesta, dar de data asta am fost prea grăbită și l-am forțat puțin atunci când l-am ridicat. Oasele mele fiind destul de moi, s-a fracturat foarte repede. Am stat câteva ore nemișcată până când a venit mami de la tribunal și m-a dus la spital. Din nou, parcă nu au fost destule probleme. Cum a continuat mai apoi viața ta? Acesta a fost începutul unei noi vieți diferite. Am plecat acasă după aproximativ o lună. Zile întregi stăteam doar pe spate din cauza gipsului. Nu puteam merge la școală, învățătoarea venea și îmi preda acasă. Era așa de dificil să scriu întinsă pe spate, întotdeauna îmi obosea mâna, pentru că nu aveam o poziție confortabilă atunci când scriam. Câteva luni au fost chinuitoare, dar au trecut și m-am întors la spital pentru a-mi lua gipsul. Piciorul era vindecat, dar trebuia să mă întorc din nou la spital pentru a-mi scoate tija. A venit căldura și era așa de greu pentru mine să depind mereu de cineva, să mă scoată afară în brațe. Mi-era dor să mă plimb prin curte, prin grădină, să inspectez casa. Era o mulțime de lucruri pe care nu le mai puteam face. Daniel, fratele meu cel mare, a venit cu ideea unui scaun cu rotile. Mi-a spus că îmi va aduce unul. Vorbise el cu cineva care avea un scaun cu rotile și mi-l putea împrumuta până când îmi voi cumpăra eu unul. A tot încercat să mă convingă că mi-ar fi mai ușor să mă deplasez. Nu mă puteam gândi deloc la așa ceva. Mă speria foarte tare gândul că odată ce o să îl am, voi fi dependentă de el. Eu speram în fiecare zi că voi merge din nou, nici de cum că voi depinde de un scaun cu rotile. Și cât de repede te-ai împrietenit cu acest scaun cu rotile? Când ne-a adus acasă scaunul cu rotile, era așa de ciudat pentru mine. Nici măcar nu vreau să-l văd, cu atât mai puțin să mă așez în el. Gândul că nu va trebui să mă țină cineva în brațe pentru a putea ieși afară, m-a făcut să mă așez într-un final în el. A fost dificil să merg singură cu el, dar mă bucuram că nu mai stăteam mereu în pat. Mi-am imaginat că nu va trebui să depind de el doar până mi se va vindeca mai bine piciorul. Cu siguranță nu voi avea nevoie de unul al meu. Așa gândeam pe atunci. A trecut o perioadă, deja eram obișnuită cu statul în cărucior și încercam să mă bucur de vara, chiar dacă nu puteam să mă bucur cum mă bucuram când puteam să merg. Într-o după-amiază, însorită, am ieșit la plimbare cu o prietenă. Ne-am oprit pe drum să culegem câteva vișine, iar când am vrut să plecăm mai departe, căruciorul meu a înfrânat și eu am căzut jos cu genunchiul pe un ciot de lemn. Am simțit imediat că mi-am rupt piciorul. Nici nu știu de ce eram mai speriată în momentul acela. Parcă îmi era mai teamă de reacția lui mami decât de gips sau o altă operație. De ce ți-a fost mai teamă de reacția mamei tale
Gândeai că era prea mult pentru ea? Care a fost reacția ei? Da, gândeam că era prea mult pentru ea și când m-a văzut cu piciorul așa, i s-a făcut rău. Am ajuns din nou în gips, la pat, lecții pe spate și am ținut așa cam un an de zile. După care m-am internat într-un spital pentru a începe un tratament special pentru tumora ce se declanșase. Câți ani aveai? Aveam 12 ani când m-am internat în spital și nu uit niciodată reacția mea. Nu știam dacă colegii mei sunt fete sau băieți, pentru că în toată secția eram singura care aveam păr în cap. Eram observată de toată lumea și toți știau că sunt nouă. Eram singurul pacient care întreba zilnic cât mai are de stat. Nu eram prea prietenoasă, pentru că știam că plec repede și nu simțeam nevoia să-mi fac cunoștințe. Aveam o colegă la Admena, ea nu avea un picior și era foarte realistă. Era cu câțiva ani mai mare decât mine și încerca să-mi explice mereu că odată venită în spital nu plec când vreau eu. Că odată ce încep tratamentul, voi deveni un fel de prizonier. Spuneai mai devreme că nu te vedeai stând în locul acela. Cum ți se păreau copiii de acolo? Toți copiii de acolo erau comici și mă amuzau la început. Aproape că mi-era greu să-i deosebesc unii de alții. Cum ai reușit să te adaptezi? După o serie de chin, torturi și investigații, mi-au pus și mie prima perfuzie de citostatic, chiar de ziua mea. Ce fericită mai eram, de parcă aș fi primit cine știe ce lucru minunat. În mintea mea era clar. Termin perfuzia și plec acasă. Nu aveam planuri să rămân prea mult pe acolo. Dar când am văzut că începuse să-mi cadă și mie părul de la tratament, să mă simt rău, să nu mai pot mânca, am încetat să mă mai cer acasă. Trecuse 2 luni de când eram în perfuzii, legată de pat și conectată la un aparat. Eram trezită mereu de plânsetul unui copil sau de piuitul unui aparat. Mami stătea pe scaun și mă veghea zi și noapte. Curele de citostatic erau greu de suportat, dureri, vomă, febră și infecții. S-a întâmplat într-o noapte să rămân fără aer. Au venit medicii de gardă și m-au conectat repede la un aparat. Mi-au făcut o injecție și au deschis geamurile larg. Pentru câteva momente am crezut că voi muri. Însă o vedeam pe mami lângă mine, cu inima cât un purice și nu-mi doream să vadă scena asta. Mi-aș fi dorit ca cineva să o scoată pe hol în momentul acela. Următorii 3 ani au însemnat renunțare pentru mine. Renunțarea la ce? M-am simțit într-o dată singură, fără prieteni, fără păr, fără familie. Renunțasem la școală, 2 din frații mei erau cu tati, iar eu cu mami ani de zile într-un spital. Mi-am făcut prieteni, colegii mei de cameră deveniseră foarte apropiați. Ne știam cu toții și uneori transformam spitalul într-un internat. Făceam jocuri, glume, ne distram atunci când puteam și ne simțeam mai bine. Eu învățasem să ascund tristețea și să zâmbesc mereu. Eram întrebată uneori de cadrele medicale, de unde atâta putere? Asta te-aș întreba și eu. De unde atâta putere? Care a fost explicația ta? Nu aveam o explicație pentru asta, dar cred că nu priveam realitatea cu adevărat. Exista o speranță chiar dacă nu simțeam că mai am vreo șansă. Nu simțeam niciun moment de frică, nu mă temeam că pot muri în orice clipă. Nici măcar nu vedeam problemele mele atât de grave. Uneori aveam impresia că medicii exagerează. Nu mă gândeam la moarte și totuși, dacă aș fi murit, știam că merg acolo unde vor merge părinții mei. Aveam chiar o siguranță că din 2 unul va merge în rai, iar eu voi merge cu el. De unde ai adaptat această idee? Auzisem undeva că copiii sunt sub protecția părinților cât sunt mici și așa am înțeles eu pe atunci. Ai reușit într-un final să te împrietenești cu copiii de acolo? Când mă atașam mai mult de un coleg de cameră sau de suferință, se întâmpla să plece dintre noi. Nu putea nimeni să ascundă dispariția unui coleg, deși mămicile mai încercau să ascundă. Vedeam realitatea și știam că nu e ceva nou să moară cineva.
Totuși atunci nu eram afectată de ceea ce vedeam în jurul meu. Până într-o seară când mi-a murit una din prietenele mele. Atunci m-am cutremurat și mi-a fost teamă. Gabi era mult mai bine decât mine și peste noapte a făcut un blocaj renal și a murit. Eram în camere diferite și ne salutam cu o bătaie în perete în fiecare dimineață, pentru că amândouă eram legate la pat. Dar în acea dimineață nu am auzit nicio bătaie și unul din colegi s-a scăpat și mi-a spus tot ce se întâmplase cu Gabi. Noaptea aceea nu am mai putut dormi și nici nu puteam discuta cu cineva despre asta. Dar m-am temut că pot fi eu următoarea, deși nu-mi trecuse prin minte așa ceva până atunci. M-am întrebat oare unde voi merge. Ești o persoană care întotdeauna are zâmbetul pe față, cum a spus și mai devreme. În cuvântul Domnului găsim scris de către înțeleptul Solomon următorul lucru. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin ecaz. Ai avut asemenea momente în viața ta? Se întâmpla să plâng nopți la rând după ce dormeau colegii mei și să-mi simt sufletul sfârșia de durere și dor. Dor de casă, de tot ce era până să mă îmbolnăvesc. Dar dimineața eram din nou eu, tabicea veselă și zâmbitoare. Dumnezeu într-adevăr te-a întărit și ai fost o binecuvântare pentru cei din spital, prin puterea ta și credința în Dumnezeu. Cum te vedeau medicii și asistentele de acolo? Îmi spuneau uneori asistentele că cei din camera mea au cele mai mari analize, pentru că eu îi înveseleam și la noi se râdea mereu. După un an de citostatice, am renunțat la tratament pentru că nu mai aveau niciun efect și am crezut că o intervenție chirurgicală mă va salva. Am venit acasă și, într-un fel, eram fericită pentru că simțeam sentimentul acela de libertate, dar nu pentru mult timp. Au urmat două intervenții chirurgicale fără rezultat. Am fost deschisă și închisă înapoi pe motiv că e prea periculos și le era frică. În perioada aceea, boala mea evolua și ajunsesem să am o tumoră destul de mare, care îmi curbase coloana. Îmi împingea toate organele din stânga în dreapta și stopase dezvoltarea plămânului stâng. De data aceasta, șansele erau de 0%. Și așteptam mereu un medic mai bun și mai curajos. Devenisem adolescentă și deja începusem să văd realitatea. Speram în imposibil. Oamenii mă priveau cu milă și mă compătimeau. Încercam să stau departe de lume și să mă izolez într-o lume a mea, deși nu era felul meu de a fi. În inima mea a început să se adune ură, teamă, neîncredere. Căutam un vinovat pentru tot ce mi se întâmplase și ajunsesem să urăsc pentru tot răul din viața mea, crezând că îmi va fi mai ușor. Ai avut momente în viața ta când ai dat vina pe Dumnezeu pentru toate momentele grele prin care ai trecut? M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. A fost o luptă pe care nu o puteam duce de una singură și Dumnezeu a știut asta și mi-a scos în cale cei mai minunați oameni care au știut să mă țină în brațe atunci când îi refuzam, să mă scoată din casă cu forța doar pentru a vedea lumina și să mă ajute să mă integrez din nou, chiar și așa, diferită. Credeam că nu mai am nimic de oferit și nu încercam să fiu prietenă cu cineva. Ai crescut într-o familie de credincioși și știai despre Dumnezeu. Dar care a fost momentul care te-a făcut să te gândești mai mult la Dumnezeu? Fiind mai mult prin spitale, nu cunoșteam toată lumea din sat și într-o zi am mers la un magazin cu mami, iar eu am preferat să rămân afară. A trecut cineva pe lângă mine, s-a oprit și m-a măsurat din cap până în picioare, de parcă m-ar fi cunoscut și apoi m-a întrebat dacă sunt tabită. Am fost mirată și am răspuns da. M-a întrebat câți ani am și apoi, privind-mă cu milă, a repetat încă o dată vârsta mea și a adăugat:
ani trăiți degeaba. A plecat înainte să apuc să-i dau o replică. Am rămas enervată și surprinsă, cu o mulțime de întrebări în minte și îmi doream să se întoarcă. Dar experiența aceasta m-a făcut să reflectez mult. Vorbele lui au avut un impact asupra mea. Pe la 16 ani m-am hotărât să nu mai trăiesc degeaba și singură și am ales să-L urmez pe Dumnezeu. Am ales să nu mai caut vinovați, să accept realitatea și să cred din nou în minuni, să iert, să iubesc. Îmi doream ca într-o zi să închei un legământ cu Dumnezeu, dar spuneam mereu, nu un cărucior. Însă atunci când îl întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai ții cont de felul cum arăți sau de ceea ce vor crede cei din jur, ci îți dorești să-L urmezi cu orice preț. Este dificil pentru tine să ajungi la biserică? De cele mai multe ori depinde de cineva. Se întâmplă uneori să-mi doresc să ajung la biserică și să nu am cum sau cu cine. Să depinzi mereu de cineva nu e un lucru plăcut. Aveam prieteni cu care mergeam la biserică, la rugăciune, cu care mă rugam și posteam. Aveam încercări și ispite, dar era mai ușor știind că nu sunt singură. Cu Dumnezeu mi-a fost mult mai ușor. Aveam un verset din Biblie ca moto. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Cu Dumnezeu treceam biruitoare prin orice încercare. De multe ori, noi, oamenii care suntem sănătoși, stăm în confort acasă, nerealizând că alții și-ar dori să ajungă la casa Domnului și nu au posibilitatea, depinzând de alții. Cum ai ajuns în Belgia? Cu ceva timp în urmă, frații mei au plecat la lucru în Belgia și în decembrie 2009, chiar înainte de Crăciun, m-au chemat împreună cu mami la ei. Bineînțeles că îmi doream un Crăciun în familie și era o invitație de nerefuzat. Așa că am plecat în Belgia, deși nu mă simțeam foarte bine. După doar 2 luni, am început să mă simt atât de rău încât să nu am garanția că voi ajunge înapoi în România. Totuși nu mă gândeam că starea mea de sănătate ajunsese atât de gravă. Am mers în Belgia la un spital să-mi fac o radiografie la plămâni, pentru că abia respiram și mă gândeam că am răcit. Acolo am fost reținută și conectată imediat la oxigen, pentru că respiram doar 16%. Nu știam ce se va întâmpla cu mine aici. Nu aveam acte și spitalizarea era foarte scumpă. Nu știam să vorbesc franceză și nu cunoșteam pe nimeni. M-a cuprins teama și îngrijorarea. După 2 zile, am făcut un stop respirator și am căzut în comă. La câteva zile când m-am trezit, tot ce îmi amintesc sunt durerile. Mă durea cumplit spatele și toate oasele. Nu știam cum să spun că mă doare sau unde mă doare, dar puteam să mă rog. Noaptea așteptam dimineața și dimineața să vină noaptea. Până când m-am operat. M-am trezit la 3 zile de la operație și atunci am simțit din nou bătaile inimii în partea stângă. M-am simțit mult prea ușoară după ce mi-a fost extirpată o tumoră cât o minge. Însă durerile au continuat. Primeam morfină, eram ventilată mecanic, nu puteam să mănânc sau să mă mișc. Medicamentele mă duceau într-o lume de coșmar, între vis și realitate, din care mă trezeam adesea speriată și plină de transpirație. Au fost 3 luni grele, dar în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Nici de această dată nu am primit vreo șansă de scăpare, dar m-am încrezut în Dumnezeu și El a lucrat, ca de fiecare dată. Am avut oameni alături care m-au susținut în rugăciune și, din nou, am trecut biruitoare. Cât timp a durat recuperarea ta? Recuperarea mea a durat 1 an. Aveam 27 de kilograme la 17 ani. Și timp de 3 luni nu am putut să-mi folosesc vocea. Dar după această încercare, am primit mai multă putere și credința mea în Dumnezeu s-a mărit. Fiind pe patul de spital, îmi veneau în minte cuvintele unei persoane dragi care îmi spunea mereu, nădăjduiește în Dumnezeu. Și am văzut din nou răspunsul rugăciunilor. Am simțit fiecare rugăciune care a fost făcută pentru mine și îi mulțumesc tuturor care s-au rugat pentru mine.
Care este starea ta sufletească în prezent? Astăzi îmi simt sufletul ușor și am certitudinea că nisipul care a curs lin în clepsida timpului nu s-a scurs în zadar. A avut sens. A fost trăit, a fost plâns, râs și iubit. Au fost ani plini cu emoții de tot felul. Nu mă pot gândi decât la ceea ce sunt, nu și la ce am lăsat în urmă. Și acum, cum vezi căruciorul tău? Căruciorul meu, așa de neplăcut cum îmi este acum, este mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a schimba atitudinea pe care o aveam și a mă face mai credincioasă lui aici pe pământ. Cu adevărat, suferințele ne pregătesc pentru cer. Pe final, care este mesajul care vrei să-l transmiți ascultătorilor noștri? Viața e prea scurtă, iar zilele sunt doar niște desene lipsite de culoare. Poți să-i dai sens fiecare zile dacă știi să alegi culorile potrivite. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim invitatei noastre pentru că a acceptat să-și deschidă inima și să ne povestească felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. Noi punem punct emisiunii de astăzi cu speranța că Dumnezeu va vorbi prin această poveste de viața Tabitei. Fiți binecuvântați! Într-o noapte de creștar, o stea a răsărit, privind de la fereastra sa un copil timid a glăsuit. Mama, oare Domnul meu Iisus și pentru